Bună ziua, bun găsit, stimați spectatori, la o nouă revistă a Presei. Sunt Adrian Simon, sunt împreună pe Capital TV, televiziune pe bune, și ne ocupăm la această oră și în acest moment de ceea ce scrie presa online. Ia să vedem ce a mai apărut, ce mai zic colegii noștri ziariști, un articol în Adevărul, care spune cam așa: ceva e tare putred în poliția română dacă au ajuns lucrătorii săi să strige în gura mare că nu-și pot face datoria din cauza complicității mafie, politicieni, șefi din poliție. Dar oare îi aude cineva pe specialiștii serviciului grupuri infracționale sau România devine într-un mod accelerat de criză pandemică un sat fără câini la cheremul lupilor turbați, scrie retoric ziaristul care a semnat în Adevărul. Ei bine, lucrătorii serviciului grupuri infracționale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au reacționat la ceea ce ei numesc atacuri și denigrări în presă. În prezent se duce o luptă pentru discreditarea și desființarea noastră, atât din interiorul poliției, mă miră chestia asta, cum adică din interiorul poliției? Adică ce ar vrea un polițist să discrediteze instituția în care lucrează, că asta nu prea o înțeleg eu vis-a-vis de afirmația asta. Dar mă rog, e dată la adres ciorba, așa. Cât și din partea lumii interlope, care prin intermediul relațiilor în toate sferele încearcă să ne determină să ne oprim din activitatea noastră, scriu polițiștii din brigada anticlanului interlope. E vorba de structura care a cercetat și efectuat arestări în rândul tuturor marilor grupări infracționale din București. Numele lor țin periodic capul de afiș al actualității, încât duduienii, pienii, clavecinii, caranii, sportivii, Chira, Calu, Cămătarii, Orvâncică au ajuns să fie mai cunoscuți în societate decât membrii Academiei Române, scrie în articolul de pe Adevărul. Un lucru foarte adevărat, stimați telespectatori, pentru că și rețeaua asta socială, din care mulți facem parte, unii chiar cu foarte multe conturi. Apropo de chestia asta, am văzut că în perioada asta a apărut moda conturilor false, au apărut, s-au reactivat, e o adevărată nebunie. Da, mă rog, asta e altă poveste. Deci Facebook are un rol important în cunoașterea acestor interlopi în societate. Nu știu cum ar putea fi restrâns acest mod al lor de a comunica, pentru că de multe ori vedem pe Facebook live-uri în care cât un interlop din ăsta, cât un tatuat din ăsta, cât un șmecher, un bombardier, un ciofier are câte 5.000, 6.000 de vizualizări în același timp la un live, ceea ce mi se pare extrem de mult pentru o persoană de cele mai multe ori incultă, agramată și de o vulgaritate dusă la extrem. Se pare că asta consumă nația română și sper din tot sufletul să nu ne îndreptăm spre o ridicare pe scara valorilor a acestor interlopi, a acestor agramați, a acestor dive care apar pe această rețea socială cu live-urile lor și cu miile lor de privitori. Asta e. Era o vorbă că dacă piața cere șosete, nu poți să vinzi chiloți, nu? Asta se vinde, asta se caută? Eu nu înțeleg de ce s-ar uita 6 oameni la un dobitoc, pe cuvânt. De ce? 6.000. De ce s-ar uita? Ce? Chiar așa, de curiozitate? Să vadă ce spune, să se distreze? Nu găsesc nimic de râs și nici de distrat. Alt articol, ia să vedem. Un articol scris în Libertatea, nu de Libertatea. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, numărul nou născuților înregistrați în primele 6 luni ale anului 2020 este cel mai mic din ultimii 7 ani. Ca să vezi,
Până în 2060 această tendință ar putea avea efecte catastrofale, notează edupedu.ro. Astfel, în intervalul ianuarie-iunie 2020 s-au înregistrat 79.712 nașteri, cu 16.682 mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut, scăderea fiind cea mai mare înregistrată în perioada analizată 2014-2020. Eu sunt curios câte nașteri o să fie din decembrie încolo, calculând cele 7-9 luni de la izbucnirea pandemiei și momentul în care am stat izolați în casă. Chiar sunt curios să vedem ce iese. Un alt articol ne anunță despre o lovitură de proporții și anume faptul că Juventus vrea să scape de Cristiano Ronaldo. Ia uite, Ronaldo a câștigat al doilea titlu în Serie A în 2 ani cu Juventus, dar viitorul său la campioana Italiei este incert. Bătrâna doamnă trebuie să facă o reducere consistentă a bugetului de salarii și încearcă să scape de starul portughez. Guillaume Balac a declarat că acesta, respectiv Cristiano Ronaldo, a fost propus la Barcelona. Eu cred că pentru el nu contează foarte tare unde joacă, important e să-și ia bănuții, zic eu. Uite că e nelipsit în revista Presei și în știri, de altfel. Un focar de coronavirus, scrie realitatea.net, este activ la Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, unde au fost confirmate 126 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. O persoană a murit, iar DSP Dolj a anunțat printr-un comunicat de presă că este un focar activ. Bun. Hai să mergem și în altă parte. De la știri pe surse aflăm că în județul Neamț a avut loc un accident cu 6 persoane. De fapt, accidentul a avut loc cu 4 mașini. Iată, deci așa scrie aici la știri pe surse. Accident cu 6 persoane și 4 mașini în Neamț. O fi corect? Cred că mai corect era accident între 4 mașini în care au fost implicate 6 persoane sau ceva de genul ăsta în județul Neamț, da, mă rog. Accidentul care a avut loc în comuna Gădinți din județul Neamț pe DN15, conform Mediafax, au rezultat 6 victime conștiente, 5 adulți și un copil, din care una încarcerată. Pompierii au scos dintr-un autoturism un bărbat în vârstă de 32 de ani. Acesta a fost preluat de echipamentul de paramedici și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Roman, anunță ISU Neamț. De asemenea, un copil de 8 ani a fost preluat și dus la spital. O declarație de a lui Victor Ponta, care spune așa: liderul pro-România consideră că va fi Babilonie în București după alegerile locale, cu primar de la 4 partide și consilier general de 5-6 formațiuni. Cam așa ceva. Da, mă rog, asta e. Bucureștiul va arăta foarte ciudat după alegeri. Cred că din cele 6 sectoare vor fi primar de la 4 partide. Cred că și PNL va câștiga un sector, PSD va câștiga un sector, spune Ponta, USR un sector, PRO un sector. În Consiliul General al Municipiului București vor fi probabil 5 sau 6 partide, aici numărăm și plusul care nu e cu USR-ul. Va fi Babilonie, a declarat Victor Ponta la un post de televiziune. Și tot Ponta a mai spus că Băsescu o va ajuta pe Firea, cu voie sau fără voie. Mă rog, sunt ideile lui Victor Ponta, dar în mare parte asta cu repartizarea locurilor, cu consilierii, cu primarii, s-ar putea să aibă dreptate. Să vedem ce mai avem aici. Asta e o știre cu Selly. Nu vreau să dau chestia asta, că sincer mi se pare o imagine așa de umflată și de adolescentul ăstuia, care nu mai e adolescent, se vrea mini bărbat. Mă rog, asta e altă poveste.
Hai să vedem. Tot pe știri pe surse, puterea economică globală a Chinei face din țara comunistă un adversar mult mai dificil decât era Uniunea Sovietică în timpul războiului rece, a afirmat secretarul american de stat Mike Pompeo în cadrul unei vizite în Cehia și preluat de agenția Reuters. Pompeo a cerut țărilor europene să se unească împotriva Partidului Comunist Chinez, despre care a afirmat că se folosește de forța economică pentru a-și exercita influența în lume. Ce se întâmplă acum este războiul rece 2.0. Provocarea de a rezista pericolului Partidului Comunist Chinez este în anumite privințe mult mai dificilă, a afirmat Pompeo într-un discurs susținut în Senatul Ceh. Mai multe informații despre această afirmație găsiți pe știri pe surse. Normal că apare și domnul Câțu Mâțu, care zice așa: le voi explica parlamentarilor lunar unde se duc banii din împrumuturi. Ministrul Finanțelor a declarat că a luat decizia să informeze lunar pe parlamentari în legătură cu destinația banilor luați cu împrumut de către România. El a spus că tot mai mulți parlamentari acuză faptul că nu știu unde se duc banii împrumutați de finanțe, iar Florin Câțu a precizat într-o notă ironică, de altfel, faptul că informația este publică pe site-ul Ministerului, dar că parlamentarii probabil nu știu unde este pagina de internet a finanțelor. Domnul Câțu, și eu știu unde este pagina de internet a finanțelor, dar de multe ori pe site-ul ăla e prambureală totală, cauți ceva și nu găsești, sau e ca și chestia aia cu caută, caută, poate găsești ceva, sau la fel cu știi și la ce te ajută că știi. Dar vă spun eu că nu găsim întotdeauna pe site ceea ce căutăm. Există uneori diferență de 2, 3, 4 zile între momentul apariției unui act, răsuflarea lui în presă, facerea lui publică și așa mai departe. Un alt scandal în românica noastră e legat de deputatul USR Stelian Ion și de mama lui care și-ar fi luat ilegal o locuință ANL. Newsweek România a publicat o anchetă despre acest deputat, respectiv despre Stelian Ion de la USR, candidatul pentru fotoliu de primar al Constanței în alegerile de luna viitoare, că despre el este vorba. Ar fi obținut, scriu cei de la Newsweek România, prin metodă neortodoxă, o garsonieră de la ANL. Băi, foamea e mare, mă. Deci, omul avea nevoie de garsoniera asta de la ANL. Hai să vedem. Pentru a pune mâna pe garsonieră, Stelian Ion ar fi încălcat de cel puțin 4 ori legea, deci în mod repetat, infracțiune în formă continuată, crescându-și în mod fraudulos punctajul. Asta se întâmpla pe vremea, spun cei de la Newsweek România, când politicianul de astăzi era un tânăr avocat apropiat de tabăra fostului primar Radu Mazăre. Pentru a pune mâna pe garsonieră și a crescut punctajul, unele dintre nereguli puteau fi sancționate chiar penal dacă o anchetă ar fi fost efectuată la vremea respectivă. Jurnaliștii au prezentat documente din dosarul pe care Stelian Ion l-a depus în anul 2004 la Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța. Coincidență sau nu, mama lui Stelian Ion, deputatul USR, ar fi lucrat chiar în cadrul instituției unde se depuneau actele. Și deputatul a mărturisit că ea a fost cea care l-a încurajat cu ceva de genul: depune, mamă, și tu, poate ai și tu pe undeva noroc. Iată, mamă, că ai avut noroc și ai luat garsonieră de la ANL în Constanța. Numai că acum norocul ți s-a cam terminat, că te-au dat ăștia de gol și să vedem pe unde scoți cămeșuța de deputat. Mai departe. Uite, mai zice o chestie Ponta, Victor Ponta, spune că soarta guvernului Orban 2 se va juca la voturile UDMR și profețește că de data asta maghiarii, în ciuda tensiunilor puternice din ultima perioadă cu Cotroceniul, vor juca cu liberalii. Domnul Ciolacu, dacă rupeam adlâncul din ultimele luni,
E foarte bine, pentru că guvernul PNL a fost investit de PSD. Dacă se depune moțiunea de cenzură, înseamnă că s-a terminat amantlâcul. Dacă moțiunea trece sau nu trece, nu știm. Domnul Iohannis e foarte bine informat și probabil că știe cum vor vota parlamentarii, a spus Ponta. Dacă UDMR votează 100%, trece. Dacă nu o votează, probabil că nu trece, pentru că Pro-România și PSD nu au împreună 233 de voturi, a adăugat liderul. Întrebat cum vor vota parlamentarii UDMR, Ponta a mai spus, cu guvernul PNL, eu nu pot, Chivanoc, PNL, facem pariu, ar mai fi spus Ponta. Bun, rămâne de văzut. Nu știu câte minute mai avem din revista Presei, dar ne pregătim să încheiem pentru că ajungem imediat la final. Hai să mergem un pic și la presa locală, să vedem dacă avem ce spicui din ea, dacă e vreun ceva important care, mă rog, Îndeva a condus cineva un moped fără permis, la Hunedoara i s-a furat telefonul unei tinere, etena, restricții de circulație în weekend, articole cu Iohannis, care ne zice să purtăm mască, un comunicat de presă de la PSD. Bun, cam asta este. Adrian Simon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu Capital TV, televiziunea pe bune, numai bine!